Ce ne puteți spune despre situația de la ora actuală din țară și din lume? În primul rând, sunt foarte mulțumită de situația mea de la țară, de la mine, de la Videle, că acum am timp să mă ocup de lucruri pe care le înțeleg și eu. Dau de mâncare la găini, la purcei și, desigur, la vitele mele. Nu la situația de la țară, la situația din țară mă refer. Din perioada asta, ce părere aveți despre situația și despre premierul nostru actual? Nu e așa că atunci când vedeți cât de prost este Orban, vă este dor de mine? În primul rând, în anul 2020, vreau să vă mărturisesc că sunt extrem de dezamăgită de acest domn și că mandolină Orban. În primul rând, pentru că nu respectă distanța pe care el a propus liniuță O și în al doilea rând, pentru că nu mă liniuță a chemat și pe mine la Bairam, cum o făcea de obicei. Dar ce, sunt mai proastă? Și eu pot să port masca greșit pe lângă guriță, exact ca turcan, că proastă sunt, nu? Măcar Băsescu, când bea la Golden Spritz, făcea cinste la toată lumea, nu era zgârcit ca Orban. Că oricum nu aveam cu cine să vin, pentru că Liviu este încă în izolare de un an de zile. El a știut de la început ce o să se întâmple în țară, așa că s-a auto-izolat. Doamna Viorica, dar românii nu au știut... Doamna Viorica, dar românii nu au știut că domnul Orban este foarte competent. Despre asta ce ne puteți spune? Serios? Abia acum v-ați dat seama? Dar când a chemat presa și a anunțat că este posibil să fie infectat de covrigă asta, de COVID, de așa, și ca să se ducă și că trebuia să se ducă în izolare, nu părea idiot? Până și eu am văzut asta și am zis: mamă, ce prost e ăsta. Și cu toții știm că eu la treaba asta mă pricep. Am chiar diplomă. Am făcut eu gafe cu 20-20 și că Suceava este în Hunedoara, dar parcă totuși, doamnelor și domnilor, și proastă și nesimțită n-am fost. Acum vă rog să mă scuzați pentru că mă strică Mihăiță. Soțul? Nu, e un alt porc. Pui! Hai, Mihăiță! Groh! Okay. Videle! Videle!